zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-am folosit și noi, până mai adineau. Ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână. Ați văzut ce repede? Deja facem vreo 3 ani de când e Litoral TV aici și ei au 3 ani de zile. Sigur că vreau să vă place să vă uitați la Litoral TV. Eu v-am spus că sunt 3 ani, nu mai e puțin. De acum s-au jmecherit, să-i vedeți ce e. Zici că fac televiziune de când e lumea și pământul. Dar sunt aceiași băieți cu minți și harnici și frumușei de dimineață până seara. Când spune nevastă mea, zice, unde te duci tu acum, că ăștia nu registrează că e serbare? Zic, dom'le, în televiziune nu există serbare, nu există sâmbătă, nu există duminică. Viața lor e tocată dimineața până seara cu tot felul de... Bagă microfonul, scoate microfonul, vezi dacă e lumina, vezi dacă e el acolo, vezi dacă înregistrează, vezi să transmite. Foarte complicat. Să știți că nu e așa de simplu. La televizor. Vreau să stați acasă, vă uitați și tot schimbați dacă nu vă place programul. Dar asta nu înseamnă că și ăia de dincolo de ecran, tot ca dumneavoastră așa, stau așa și comandă emisiunea. Nu, nu. În spatele emisiunii se muncește foarte mult. În general, în spatele ușilor închise se petrec chestii foarte serioase. Sigur, noi stăm acasă și îi criticăm. E mai ușor să stai pe margine. Pe margine ești deștept și îi critici pe toți. Mai complicat e acolo, când te duci în față la primărie și când noi îl mâncăm pe ăla. Că e Matei la Năvodari, că e Mazăre la Constanța, noi pac, pac, pac. Ce e rău pentru noi este că ne bucurăm când îi vedem că ia cu cătușele. Când l-a luat pe Matei prima dată, ați uitat, nu? Prima dată. Cu Matei au început. Ca să vadă, ai de la oraș așa, nici prea mare, nici prea mic. Eu am zis, bă, nu-i frumos semnul ăsta. Ăștia vor să dea un semn. Și după aia a început să-l ia. Și pe Nicușor, ați văzut ce circ a fost. Și pe Mazăre, nu s-a așteptat Mazăre, după atâția ani de zile, după atâția prieteni ai lui, urâtă chestie. Și eu am încercat să le spun și le-am spus-o și vă mai spun încă o dată. Pe vremea când și Matei și Nicușor și Mazăre sunt mari șmecheri ai PSD-ului. Ai PSD-ului care acum e la putere, care e la guvernare și care e condus de omul lor, nu? Păi când lumea politică, economică în România era condusă de Boc și de Băsescu, dușmanii lor nu-i lua cu Duba, am zis eu. Și cred că au râs de mine. Și îi ia cu Duba acum, când sunt ai lor la putere, ceva nu e în regulă. Păi Matei, după cât a muncit la Năvodoaia și după câte rezultate a făcut, să-l iei tu de pe stradă, așa ca pe ultimul derbedeu, pe nu ți-e rușine, cine ești mă tu ăla ca să-l iei? Și îl ții în beciul și iarnă și cu tare, ca să ce? Păi cine vrei tu să sperii? Ce vrei tu să demonstrezi? Și după aia pe Nicușor. Dom'le, câte rele ai făcut pentru că în perioada, vă spun încă o dată, că mie nu mi-e rușine să vă spun, că de-aia ne uităm împreună la emisiune, că nu pot să fac emisiunea numai despre Pătrunjel. Mai atingem și chestii de-astea mai delicate. Păi domnul Voiculescu l-au condamnat 10 ani de zile, dar înainte de chestia asta nu l-au luat cu cătușe niciodată. Au făcut și un proces și cu un proces și cu un proces, cu dovezi, fără dovezi, cu dreptate, cu judecători schimbați, dar l-au condamnat și l-au condamnat mult și ia și averea. Dar până atunci nu l-a luat cu cătușele. Păi pe ăștia de ce îi luați bă cu cătușele? Că spunea Băsescu la televizor și eu mă bucur că fostul președinte Băsescu a ieșit și s-a spus că rămâneam numai eu. Numai eu spuneam pe aici, pe la televizor, că nu-i frumos când ai lor sunt la putere să-l iei pe Matei, primarul de Năvodari, pe Nicușor, pe cine construiești de țean și pe Mazăre. Ori ai ceva cu Constanța, ori ai ceva cu ăștia trei, ori îi deranjează pe cineva, dar prea vrei să faci spectacol ăsta la televizor. Încă o dată vă spun, ce am văzut noi la televizor când ia cu cătușele, nu-i procesul. Echipurile ca să-i țină pe acolo, ca să poată procurorii să dea în ei ca să scoată ceva, adică poate spune ăla ceva, poate spune ăla, urât, cum să spun, fă-ți domnule meseria, dar fă-o cu mijloace cinstite, nu-l prinde pe ăla acolo nemâncat și la întuneric și îl pui în dificultate și poate spune ceva, e urât când ajungi în situația ca eu să spun dân casă
ceva despre altcineva cu care am lucrat împreună. Zilele trecute a apărut o carte, nu știu dacă ați văzut-o mai bine, că n-ați văzut-o, nu știu dacă ați cumpărat-o mai bine să n-o cumpărați, a lui doamna Adriana Săftoiu. Doamna Adriana Săftoiu, o tinerică când era Băsescu candidat la primăria capitalei, a luat-o și pe ea acolo și a jurnalistă, știa să scrie, purtător de cuvânt pe acolo și a tot cărat-o, a ajuns consilier la Cotroceni. Consilier la Cotroceni înseamnă cât de cât pe la uși, pe acolo te mai uiți pe gaura chei, mai te uită președintele și mai auzi câte ceva. În ideea că după ce nu mai ești acolo, ori Băsescu nu mai e președinte, ori tu, Săftoiu, nu mai ești consilier, nu te-a pus să spui din casă. E urât când spui din casă. Doamna a făcut o carte în care a povestit tot felul de chestii. Cum vedea dânsa că venea doamna alt consilier, Elena Udrea, și stătea cu fundulețul pe birou la președinte și cu picioarele așa și cu minișup. Eu nu cred în chestiunea asta. În cele asta nu e o carte de documente, nu e o carte de istoria României. E o carte de ce a văzut domnișoara Adriana Săftoiu. Că domnul președinte Băsescu, pe soțul domnișoarei Adriana Săftoiu, l-a pus șef la spionii din exterior, la SIE. Deci oare ce încredere, oare ce combinații au fost pe acolo, oare ce frământări, oare ce gelozii între doamna Săftoiu și doamna Udrea, nu neapărat bazate pe fonduri de astea de mini-jup, cum v-ați gândit dumneavoastră, cât pe faptul că personajul feminin din jurul unui lider masculin se îndrăgostesc de șeful, că așa se întâmplă și la școală, astea mici, mucoase, se îndrăgostesc de domn profesor ăla care e mai înalt așa și mai aranjat, mai vorbește frumos. Dar să păstăm niște limite. Începem să ne spunem între noi, vă zic o chestie frumoșică care am găsit-o zilele trecute, zice așa: Mița știe, dar nu spune, multe taine de amor petrecute și uitate în tăcerea nopților. Mița știe că la dânsa vin și oameni însurați, senatori, chiar foști miniștri, vin ca să, dar nu o să aflați. Adică Mița nu dă din casă. Păi și dă doamna Săftoiu. Că eu am scris, apropo de chestia asta, pe Facebook, ceva de genul: Adriana, că e doamna Adriana Săftoiu, Adriana nu ne menaja. Fii o doamnă. Traianu are mică? Intenționat am zis fii o doamnă. Păi se pare că o... ce situație dificilă. Cine o fi forțat-o sau e lipsă totală de caracter? Păi te duci și lucrezi undeva... Aoleu! Bine, obiceiurile românești nu sunt așa. Că în Franța, să știți, au făcut cărți și calul cu care umbla regele a scris o carte și menajera și toată lumea. Franța e altă chestie, altă șmecherie. Păi au apărut după ce a murit Mitterrand, un mare președinte al Franței, că a avut amantă, că a avut copii, că a scris și ăla, că a scris și toată lumea, toată Franța știa. Acolo e interesant, acolo e de bine că șeful mai are câteva gagici. Așa e la ei, la noi nu e obiceiul ăsta. Știți care e fondul problemei? Ăstora încă le e frică de Băsescu. Și caută tot felul de chestii de astea. Poate află povuna de a băga mâna în chiloți la domnul Băsescu. Urâtă chestie, jenantă chestie. Când se întâmplă atâtea lucruri grele, probabil că știu ei că Băsescu le-o coace în coloare. Le e frică, domne, și ăstora de la putere astăzi le e frică de Băsescu. Pentru faptul că e constanțean și pentru că e de-a nostru, foarte bine domn Băsescu, nu ierta. Vreau să schimbăm tonul puțin la emisiune și vreau să vă zic ceva. Am făcut eu anul trecut și mi-a zis cineva că bine am făcut. O să vă arăt o chestie foarte interesantă. O să vă și povestesc de ce
De ce fac chestiunea asta? Când se întâmplă să fiți invitați la masă și sunteți prinși pe picior greșit, în ceea ce privește bunele maniere, adevărul că niciodată nu suntem pregătiți când ne invită cineva pentru bunele maniere. Așa suntem noi românii. În casă, că mâncăm singuri, că mâncăm numai cu soția, că mâncăm așa în cadrul familiar, nu vrem noi să respectăm măcar masa de duminică să fie cu față de masă, să fie cu toate rudele apropiate și să ne comportăm la masă ca și cum am fi simandicoși, ca și cum ne respectăm unii pe alții și în primul rând pe noi și nu prea știm bunele maniere, le cam uităm acasă. Și deodată când ne ducem invitați la masă la nașul sau la nuntă sau la o petrecere mai simandicoasă, ne dăm seama că habar n-avem ce-i cu lingura aia și cum să face. Și din când în când vă spun eu la ce frumos e la noi reguli, primele reguli de bune manieri, nu sunt decât două pagini și o să vi le prezint așa frumos, nu că sunt eu mai deștept ca voi, că și mie mi se întâmplă să nu știu ce să fac cu chestia aia sau dacă îmi dă o scoică de aia nu știu cum să o mănânc. Am pățit-o în Franța, am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, m-am făcut cam alte preocupări, că tocmai vreau să stau de vorbă și când l-am văzut pe ăla cum duce scoica, pac, 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 am apucat și eu și am făcut la fel ca el. Vă sugerez și dumneavoastră. Atenție să vedeți ce lucruri interesante aflați acuși. De exemplu, nu știți cu ce cuțit sau nu știți ce furculiță să folosiți și eu vă spun acum câteva foarte pe scurt. Bun. Cuțitele și furculițele. Tacâmurile se așează la masă și dau bătăi de cap și gospodinei când le așează pentru că își dă seama atunci că nu știe. Foarte simplu să știți, da? Dacă ești invitat la restaurant, vei găsi pe masă așezat o serie de furculițe pe partea stângă, bun, da? O serie de cuțite pe partea dreaptă, da? De obicei să știți că e simplu, dacă nu vreți să uitați, cuțitul cu dreapta întotdeauna pentru că îl folosiți cu dreapta, tăiați cu el. Și lingura întotdeauna cu dreapta pentru că asta e regulă pentru cei care folosesc mâna dreaptă de bază. Dacă este stângaci și știți că cineva este stângaci, îi le puneți invers. Bun. Cea mai simplă regulă este că la primul fel se folosește obiectul cel mai îndepărtat, da? Deci dacă aveți mai multe lingurițe și furculițe, nu știți să faceți cu ele, să știți că la primul fel de mâncare folosiți cea mai îndepărtată furculiță și cel mai îndepărtat cuțit. Cu cât se schimbă felul de mâncare, cu atât furculițele rămân, dacă o luați pe prima. Dar aici vă treziți că la ultimul fel e tot mai aia, dar poate s-ar putea să fie mică. Deci întotdeauna luați din exterior și furculița și cuțitul. Bun. Mai departe. Dacă ești invitat la cineva acasă, așteaptă prima mișcare a gazdei și urmează-o, da? Interesant. Deci când ne așezăm la masă, e bine ca gazda să înceapă să mănânce și atunci mâncăm și noi și vezi pe ce furculiță a pus mâna gazda și atunci chipul de împolitețea că o aștepți pe gazdă să mănânce, te-ai prins și tu felul de mâncare cam cu ce furculiță, nu te grăbi, nu te arânca ca nemâncatul, ca nesimțitul la masă. Când mesteci, deci ai tăiat, când mesteci, lași furculițele jos, nu mănânci așa. Niciodată. Deci te-ai folosit de ele, da? Ai început să mesteci, ce faci cu astea? Ce faci cu astea? Că n-ai cum la masă să stai cu ele, că nu știi ce să faci cu ele, le pui în farfurie. Atenție! Când mesteci, că e ciorbiță, pui lingura sau cuțitul sau furculița jos. Te depuse pe farfurie, nu pe masă. Deci dacă ai folosit cuțitul, nu-l pui pe masă. Dacă ai folosit furculița, nu o pui pe masă niciodată. Și nici sprijinite. Pentru că e posibil să aibă puțin agresiv, puțin ulei, să scurge pe mânerul ăsta și când ai pus mâna, te umpli de ulei până aici așa, dar nu mai știi ce să faci. Vrei acasă, spui că ți-e rău, te faci de râs. Bun. Când pui furculița după ce
ai început să mestești, nu stai cu ele, mână le pui jos, le pui așa, da? Când le-ai pus, când ai pus vertical cuțitul peste, peste furculița așa, kernelul știe că nu mai vrei și ți le ia cu totul, ok? Bun. Deci, nu puneți niciodată astea așa și niciodată așa dacă au fost folosite. Niciodată. Sunt murdare și se murdărește perdeaua asta sau fața de masă. Ok? Bun. Că am fost la cineva și pusese perdeaua, că n-avea fața de masă, vai ce frumoasă e. E, deci așa le pui. Ok? Lângă mâncare, în mâncare, în furculiță. Mai ții o bucățică de acolo, dar niciodată când mesteci, nu rămâi cu ele în mână așa. Da? Ok? Că nu ți le ia nimeni. Și dacă ți le ia, îți mai aduce. Că îi spui lui ăla, te rog frumos, mai adu o furculiță pentru soacra mea, că n-are furculiță. Ok, mai departe. Lingura de supă. Lingurile de supă pot avea două forme. Una rotundă, lingura, ca un castron, și una așa, de seamănă cu ouul nostru, da? Bun. Când mănânci supă, castronul rămâne pe masă. Nu-l faci niciodată așa și nici nu-l duci așa să mănânci să ultima. Bă, dar ce bun a fost, bă, dar ce mi-a luat, ce supă, o, ce bun a fost. Alo, 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 aici la tine, la stână, acolo, aia rămâne acolo. Nu te atingi de ea, nici nu o ridici așa ca să iei și ultima chestie de el de acolo. Las-o acolo, că nu mori cu ultima chestie. Să uite aia la tine, își dau coate, zice, iau-te pe domnul Calebs, la televizor face pe deșteptul și aici nu știe cum să facă cu supa aia. Nu faci niciodată așa. Ok, bun, mai departe. Nu, nu se bagă toată lingura în gură. Atenție, da? Adică mai elegant așa. Și mai ții și degetul ăsta așa, da? Nu ții degetul ăsta niciodată așa. Niciodată, dar tu ca să pari mai elegant așa, că ai văzut toată la televizor, ții de niciodată, degetul este așa. Dar nu pui niciodată. Bagi asta toată în gură, ok? Să ia de aici, să soarbe și fără zgomot. Da? Deci numai un piculeț, să varsă dacă nu poți să faci zgomot ca porcul, da? Deci nu faci zgomot deloc și nu bași toată lingura în gură. Bun. Ai terminat? Pui asta aici, lingura folosită, nu o pui niciodată jos, ăla știe, vine și ți ia, nu ți ia aia, stai liniștit acolo. Te întreabă, mai mâncați? Nu, mulțumesc. Altul. Șervețelul. Șervețelul de masă, da, care este pe aici, pe lângă asta, când te așezi tu, da, îl despăturești, ok, și îl pui pe picioruș, așa, da, nu se mai pune aici, pe vremuri se pune așa aici, acum ci că e urât așa, nu se mai pune așa, se pune pe picioruș. Ștergerea cu șervetul e de obicei de evitat. Dar în cel mai rău caz, o mică tamponare. Ok? Nu te ștergi ca nesimțit așa cu ăsta. Ai alte șervețele pe masă de hârtie, dacă vrei să te folosești așa, da? Nu te ștergi cu el, că tocmai ai transpirat așa cu ăsta. Caută să fii și tu mai domolit, mai elegant și întotdeauna, și întotdeauna îl pui aici. Dacă vrei să te scoli de la masă, când ai șervețelul aici, să te duci la dans, să te duci undeva, e de evitat, dar n-ai ce faci. Iei șervețelul frumos și îl pui pe scaunel, de unde ai plecat tu. Niciodată pe masă, niciodată nu-l mai pui aici. S-a terminat cu el, l-ai luat de pe masă, l-ai pus în poale că ești fată, că ești băiat, acolo rămâne. Te ștergi cu el un piculeț așa, de tamponare așa. Bun. Eu vă citesc de aici, nu că sunt mai deștept ca voi, și eu am emoții când mă invită câte unul altul la mese de astea simandicoase, v-am spus că nu știu, trag cu ochiul. Să rămâna? Sigur că da, dar eu mă uit să văd, bă, cum face ăla. E mai deștept ca mine, da? Bun. Toți sunt mai deștepți ca mine, că de-aia ne întâlnim cu oamenii, să ne deșteptăm și noi împreună cu ei. Așa. La paharele de vin, nu v-am adus aici, să așează în partea dreaptă, da? Paharele de vin pot fi două sau chiar patru. Când sunt patru, primul de stânga este vin roșu, are, vă zic, de pahare de la viitoare, vă arăt nouă, da? Următorul este pentru vin alb, e un pic mai mic.
paharul de șampanie este și mai micuț și paharul de apă cel mai mare, da? Dacă nu mai vrei vin, chelnerul nu pune mâna pe pahar, da? Pur și simplu spui că ai băut îndeajuns. Nu ții paharul în mână când toarnă chelnerul. Paharul e pe masă, da? Nu te duci tu cu paharul la el. Băi, mai pune și mie puțin. O, ce vin bun are, nașul, băi, lași paharul acolo și spui, mai vreau puțin vin alb, fără apă, da? Pui apa separată și apă minerală. Vorbiți cu chelnerul că de-aia este el lângă tine. Bun. Când ești invitat la masă, și nu există cartonașe. În mod obișnuit, la o nuntă de asta simaticoasă, unde invitații sunt în toate felurile, din toate părțile, nu se cunosc, gazda pune un cartonaș acolo. Domnul Haleț Gheorghe. Și te duci frumos și te așezi unde este locul. Cu soția, cu prietenul, cu cine ești invitat acolo. Bun, să zicem că nu e. N-a pus gazda sau nu suntem așa de mulți, sau ne știm între noi, dar n-a pus cartonaș. Nu știi care este locul tău. Nu te duci să te așezi grabă mare, că e lângă fereastră, că e lângă ușă, că trage, că e cald, că e frig. Nu tu. Niciodată nu te duci tu să te așezi la masă, decât dacă este cartonaș cu locul tău scris. Așa e frumos, așa se face. La orice petrecere simandicoasă cu lume mai multă, și de la început, de la intrare, oricineva zice, cine sunteți, domnul Haleț, da, masa 6, vedeți că e scris acolo, mulțumesc să trăiți. Sau sunt niște desene și pe ele scrie locul. Haleț, locul 42, te vezi la ce masă, la masa 6, te duci și te așezi pe locul 42. Dacă nu există cartonașe, aștepți ca să vină gazda și să zică, domnul Haleț, vă rog frumos, luați loc, uite aici locul dumneavoastră. Mulțumesc, româna. Eviți, dacă te duci să te așezi ca prostul, că trage, că e curent, că e frică, nu faci mofturi. Când ești invitat, nu faci mofturi. Chiar dacă trage, chiar dacă vrei tu în altă parte. Vrei tu la tine acasă. Aici vrei cum vrea gazda. Ok? Aștepți să spună gazda, pentru că riști să te scoale de acolo și să te ducă în altă parte și ai să te simți foarte rău. Când te-ai așezat la masă, picioarele nu se întind ca la tine când vezi meciul acasă, de bei bere și mănânci semințe, da? Nici nu le ții îndoite sub scaun, nici nu stai picior peste picior la masă. Eu nu pot aici că m-au legat așa cu fire, dar nu stai picior peste picior, stai la tine, la măta acasă sau când ești singur în bucătărie. Coatele trebuie să le păstrezi pe lângă corp. Ok? Nu te apleci peste farfurie când mănânci. De-aia nu le-am strâns pe astea, că vreau să vă mai spun chestiunea asta. Ele sunt ordonate aici într-un material deștept dintr-o revistă frumoasă și vreau să vă spun și eu. Deci când ai de mâncat ciorbiță, nu te duce niciodată. Iei de aici și ridici cât poți. Nu te apleci după mâncare niciodată. Ok? Mâncarea se aduce la gură. Bun. Mai departe. În Anglia, mâinile se țin în poală când nu se folosesc. Da, doamnă, sigur că da. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Mulțumesc, domnule. Nu mai vreau. Te rog frumos, spune să mai aducă puțin vin. Cu mâinile în poală, sculele au rămas acolo. Și chiar dacă mănânci, chiar dacă nu mai mănânci, mâinile, așa e în Anglia, ăștia sunt întotdeauna mai ciudați. În Franța, se țin deasupra mesei tot timpul. Mâinile sunt tot timpul deasupra mesei. Nu ții mâinile sub poale, așa în poală, nu ții picioarele întinse să-ți faci semne cu doamna de vis-a-vis, niciodată ești mitocan, du-te acasă și scrie pe Facebook, vai doamnă ce frumoasă sunteți, dar la masă fii civilizat. Bun. Coatele însă, niciodată nu stați așa, da? Niciodată nu stați așa cu coatele pe masă, da? Bun, nici cu mâinile în poală, că nu suntem englezi, noi suntem mai latini, așa, mai cu Franța, mai cu Italia, dar mâinile aici, ca să pot, aici cu mâinile, îmi folosesc chestiunea asta, dă mâncarea frumos, le pun pastea înapoi și fac conversație cu mâinile aici, nu cu coatele pe masă.
Niciodată. Nici dacă te doare capul, nici dacă vrei tu să faci pe deștept. Ok? Cată să fii la masă, cât mai cu minte, cât mai rezervat. Nu vorbi cu mâncarea în gură, că pleacă ăla de lângă tine, dar nu mai poți. Lasă și dacă n-ai apucat să-i spui chestia atunci când aveai tu mâncarea în gură, nu se întâmplă nimic, că nu cade guvernul. Înghite, așteaptă, vezi dacă mai ai ocazia și atunci te întorci și vorbești și tu frumos. Nu cu mâncarea în gură și nu cu coatele pe masă. Și nu cu picioarele înainte ca la meci la tine pe canapea. Bun. Când se mănâncă, nu începi să mănânci ca nesimțitul decât după ce a pus mâncarea la toată lumea. Haide, vă rog frumos, domnul Hales, mâncați noi asta că e caldă acum, zice gazda, că așa simte gazda să fie drăguță. Bă, dar nu te apuci tu să mănânci ca nesimțitul, că mai sunt încă 14 care nu le-ai adus mâncarea. Nu poți, nu-i frumos, mâncăm toți odată, chiar și acasă în familie. A adus ciorbiță la toată lumea, chiar dacă unul nu mănâncă, mâncăm toți ciorbiță și așteptăm până aduce la toată lumea felul 2. Unul mănâncă mai repede, unul mănâncă mai încet, așa e frumos, mâncăm toți odată același fel de mâncare, nu te repezi. Cum ți-a pus-o, poc, 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 acolo. Alo? Hă? Scoate capul de acolo, din farfurie. Și așteaptă și tu. Și uită-te, că ăsta e rostul unei mese ceremonial frumoase de invitat lume. Să ne uităm unul la altul, să mai vorbim unul cu altul. Nu să mănânci tu ca bol, că ți-e foame ție, n-ai mâncat de 2 zile ca să mănânci la ăștia, că ai dat o căruță de bani. Urât, urât, urât. Bun. Mai departe. În cazul în care ești în vizită, gazda dă startul, se aduce felul de mâncare, aștepți, se așează și gazda. Și când începe gazda să mănânce, gazda care poate să fie președintele țării, care poate să fie primul ministru la o masă simandicoasă, dea Dumnezeu să ajungi să fiți invitați sau regele, sau cum face ăla, dacă vă mai spun la mese de astea serioase, regele să spune că îl doare stomacul, nu mănâncă decât de 2 ori de supă. Mănâncă și tu? Mănâncă și tu? Pentru că dacă regele a pus sau ăla din capul mesei, dar vă zic regele ca să înțelegeți că există un invitat important în capul mesei. Dacă ăla a pus lingura în farfurie și a venit flăcăneață și a luat ciorbița, nimeni nu mai mănâncă ciorbiță în momentul ăla. Chiar dacă tu n-ai apucat, pentru că tu mă vrei să-i spui o ghicitoare lui domnișoara mai frumușică de lângă tine. Păi băiatule, când mănâncă ciorbă ăla din capul mesii, mănânci și tu. Dacă ăla nu mai mănâncă, nu mai mănânci nici tu. Așa e la mesele astea simandicoase. Stai acasă! Stai acasă dacă nu vrei și faci pe supăratul că vrei tu să grohăi. Bun. Dacă ai avut ceva de mâncare și nu poți înghiți, am văzut de multe ori în situații de genul ăsta că nu se pot stăpâni și vor neapărat măsline. Nu mai spun că fuge după ea pe acolo și că nu știe cum să facă cu măslină. Că nu știe cum să o ia, că el acasă o lua cu mâna ca bou. De asta vă zic că și acasă e bine să vor. Păi nu o lua, bă, că nu mori. Nu mori dacă nu mănânci măslina aia. Că după ce ai reușit să o înfigi, cum ai luat-o tu, cum reușești tu, cum nu știi tu cum, până la urmă o iei cu mâna și o pui în lingură. Și îți dai seama că aia are un sâmbure și... Nu știi ce să faci cu sâmbure. Bă, ce dacă fac ăștia cu sâmbure? Vine că numai... Și îl iei tu discret așa cu mâna așa frumos și nu știi cum să-l pui și îl pui în farfurie. Bă, las-o, mă! Las-o de sâmbure, las-o de măsline, că nu mor dacă nu mănânci măsline în momentul ăla. Sau nu știi tu cum să faci cu tartina aia de icrișoare. Nu știi cum să faci. Nu mânca! Dar dacă ai mâncat și ți-a rămas ceva în guriță, să știi că sfatul la mesele astea simandicoase este că te scoli. Te scoli de la masă. Să nu crezi tu că dacă e o iei cu șervețelul, o scrii prin șervețel să văd astea gesturi ciudate. Toată lumea, chiar dacă nu s-a uitat tine, se sesizează că domnișoara îmbrăcată cu sânia pe afară, frumos, foarte elegant, așa, își
scuipă elegant sâmburelul de măsline în mânuță sau ia șervețelul și pune șervețelul. Este îngrozitor. Evitați chestia asta, vă sculați de la masă. Ăsta e sfatul de la mesele importante. Și ce aveți voi în gură, dar nu puteți să scoateți, v-ați trezit cu un os, cu ceva, îl scoți în altă parte, nu la masă. Bun, mai departe. Nu pune ce ai scuipat într-un șervețel lângă farfurie, de unde toată lumea îl vede. Deci pui ăla așa și pui șervețelul aici și toată lumea lasă, uite în șervețelul al tău, dar l-ai scos tu din gură de acolo. Deci stăpânește-te. Dacă ți-a rămas ceva între dinți, ridică-te de la masă, du-te la baie, scoate chestia dintre dinți acolo la baie. Nu încerca tu să te scovești așa, chipăle, fui eu mână așa. Vă rog frumos, vreau și o scobitoare. Vă rog, dați și mie niște scobitori. De momentul ăla, ai făcut prima mare greșeală. În momentul când ai cerut scobitori, toată lumea se uită, să vadă, bă, ce dracu face asta cu scobitori? Și tu elegant așa cu scobitoarea, îți bagi așa o chestie și începe așa. Niciodată, copii, niciodată. Ți-a rămas ceva, te scoli frumos, te duci la baie sau pe terasă sau unde vrei tu, te scobești când te scobești acolo, te aranjezi, te clătești când te și cu coanele toată ziua să duc la toaletă ca să aranjeze. Du-te și tu și scoate-ți chestia dintre dinți, delicat, nu când te vede toată lumea. La masă nu se folosește scobitoarea și nu se suflă nasul niciodată, domnule. Așa scrie, dacă aveți chef să mă jurați pe mine, evitați chestia asta astăzi, că nu-i de la mine. E din revistele astea deștepte de să învață unii pe alții cum să te duci când te duci la masă, la nașul. Nu te deschia, nu-ți arăta burțile, nu-ți da pe tine cu tot felul de mâncare, nu te scobi ca bou, nu grohăi, nu sufla nasul elegant ca ai batistă. Vrei tu să vadă toată lumea că ai batistă și ca să vadă toată lumea că ai batistă, ce stă ce e pe-n cap, ia să-mi fui eu. Ce faci, bă, băiatul? Să răcită, mă iertați, îmi curge nasul. Păi cel puțin trei cu coane în stânga, două în dreapta, nu mai mănâncă, bă, că scurge ție nasul și astea, numai așa să gândesc cum arată mucii ai tăi atârnați așa. Bă, băiatule, du-te, bă, în altă parte, nu la masă, deci nu vă scobiți în dinți la masă și nu să vă suflați nasul niciodată și nici nu mai povestiți detalii de-astea că sunteți voi simpatic. Bă. Mai e o chestie care noi, eu vi le citesc că mi-a plăcut de ele și le cunoaștem că le facem frecvent chestiile astea. Nu pune sare niciodată în mâncare când ți-a adus mâncarea gazda. Nici nu ți-a adus bine mâncarea și tu iei și pui sare. E un act de jignire pe gazdă cum nu vă imaginați. Nici n-ai gustat, nici nu vezi că e bună, că acum să vă spun o chestie, și dacă are sare și dacă n-are sare, nu mai pune vă sare, pune la tine acasă cât vrei și închiloți. Dacă te invită cineva la masă și doamna zice, v-a plăcut domnul Caleț? Da, doamna, dar să știți că n-a avut sare. Ai numai nebunii extraordinar, te ai și pe dracu din gură. Vai, doamnă, dar ce bun a fost, n-am mâncat niciodată ghiveș de ăsta călăguresc. Văi, dar ce bine, eu am pățit chestia asta, că așa m-au învățat ai mei în coiciu. Bă, dacă îți dă cineva să mănânci când te invită, te faci tu băieți mai mare, mănâncă, bă, tot în farfurie, că s-au chinuit oamenii să facă de mâncare, să spună ție acolo așa. Nu face, bă, fițe de asta. Doamna, mie nu mai îmi pune de-astea, că eu nu mănânc. Eu nu mănânc cu de-astea. Tași, bă, de-n gură. Mănânci, nu mănânci. Ai fost la masă, ai acceptat. Stai liniștit acolo așa. Mănânci tot, că așa e frumos. Nu faci fițe. Știți, doamnă, eu nu mănânc tot de farfurie niciodată, că... Păi tași dracu de gură, pe cine interesează că mănânci tu tot în farfurie sau nu? Sau că e sărată, nesărată? Vai, doamnă, da ce bun a fost. Domnul care v-a plăcut, vă mai aduc. Și am pățit chestia asta cu vă mai aduc, dă nebuneam. Nu, doamnă, mulțumesc mult de tot. Dar respectă pe gazdă, nu trebuie să pui tu piper, să pui tu sare. La restaurant mai merge chestia asta, pentru că bucătarul e departe, ăia pe acolo așa. Deși, în goadă vă spun, e și acolo delicat. În general, nu face tu pe deșteptul că pui sare și nu știu ce. Bun. Dacă înainte de masă sunt și gustări, pui din farfuria care e de prezentare în fața ta. Da? Și iei de acolo un piculeț,
Are la niște scule acolo, spui la tine în farfurie, un pic de de-aia, un pic de de-aia. Niciodată, doamnă, nu vă supărați, văd, da, am înțeles, te scuso, dați-mi și mie două de alea de la noastră de acolo așa. Uitați, dați, puneți mie acolo, pune mie acolo în farfurie. Îi dai și un cot în gură ăsta aici. Bă, da, dar nu poți să rabzi dacă nu-ți dă două de alea. Ia de la tine din față de aici un piculeț, dar pune la tine în farfurie. Nu lua de acolo. Și iar iei de acolo, că mai e încă cineva de acolo din față, ok? Îți pui ție farfurie un piculeț, după aia mai pui un piculeț. Bun. Conversațiile. Dacă nu cunoști pe absolut toată lumea, ce tare se duce ăsta? Dacă nu cunoști pe absolut toată lumea la masă, nu discuta politică, religie și sex. Atenție! Dacă nu cunoști pe absolut toată lumea, să spunem că suntem la o masă simanicoasă, suntem vreo 12 aici, vreo 10 ne cunoaștem de multă vreme, mai putem să zicem și o vorbă de ochiat așa și mai și spune că nouă ne place să fim noi șmecheri la masă. Doi sunt necunoscuți pentru prima dată la masă. Stăpânește-te! Nu discuta politică, nu discuta religie și nu face aluzii mereu la sex. Ăsta e tolerant aici, zice, când nu vă cunoașteți toți. Eu spun că, în general, e bine să evităm discuțiile astea. Noi cum ne întâlnim la masă, românii, cum începem cu bancuri de astea de ochiate și cu grohăituri și cu chiar. Nu. Să începem să fim și noi un pic mai eleganți, un pic mai finuți la mesele astea, că nu moare nimeni. Te întorci acasă și poți să faci ca porcul la tine în bucătărie de câte ori vrei, deși și acolo, când mănânci tu singur, cată să mănânci așa cum trebuie. Pentru că dacă ești pregătit de la tine de acasă, când te invită cineva la masă, nu te faci de râs, nu-ți dau peste mână, nu scurg grăsimile așa, nu știi cum să te ștergi și nu știi cum să scoți sâmburelul de măslină din gură. Să vă învăț un truc simplu. Înghițiți-l, pentru că sâmburelul de măslină este foarte bun, se digeră și chiar este folositor organismul nostru și a scăpat de grijă. Bun. Atenție în continuare conversații. Nu se țipă la masă pentru a fi auzit de cel din galo! Nașule! Să zic eu! Băi, băiat! Bun. Doar dacă sunteți foarte bun prieten, dacă sunteți pe tereasă sau pe malul lacului și deja v-ați scos burțile la soare că sunteți voi haioși simpatici și muirile nu mai pot de dracul vostru și vai ce vă iubesc pe voi că sunteți mitocani. Bun. Nici nu trebuie să fie atmosferă de catedrală englezească de aia sau în prezența regiului sau ca la o... Vă rog frumos. Nu pot să vorbesc. Sunt cu soacra mea și se supără. Mă iertați. Nici așa. Nu trebuie să exagerăm nici într-o parte, dar nici în cealaltă. Dacă aveți de gând să exagerați, exagerați în liniște. Chefurile românilor sunt foarte zgomotoase și așa credem noi că suntem simpatici. Ăștia la carte zic că nu. Dacă nu-l cunoști foarte bine pe cel de lângă tine, întreabă-l despre el. Da? Dar nu te băga prea mult în viața lui personală. Acum, dacă ești vecin cu el de masă, nu trebuie neapărat să... Domnișoara, nu vă supărați, am auzit că ați divorțat de curând. Dar ce s-a întâmplat? Cum era soțul? Adică, alo, nu te băga în chestii personale. Poate nu vrea să spună. Poate e chiar prietenul tău foarte bun și n-are de gând să discute cu tine în seara aia chestiunea aia. Deci discutați chestiuni frumoase la masă. Poate o să facem odată o emisiune numai despre așa ceva. Bun. Ce să nu faci la masă? Nu te agita. La mine e greu chestia. Deci nu te-a citat la masă cu toată lumea, să vadă toată lumea ce deștepte calet și cum face la, da? Ok, bun. Nu sufla în mâncare. Hai că nu vă așteptați la chestia asta.
niciodată. O aștepți să se răcească. Nu sufla mâncare e un gest urât. Nu fuma la masă decât dacă te invită gazda în mod special. E greu să crezi că în momentul de față, când au început ăștia o nebuneală cu nu mai e voie cu fumatul, că te mai invită cineva să fumezi și gazda. Da, fumați, domnul Caleț, că nu niciun fel de problemă. În momentul ăla, jumătate de la masă, s-a uitat scârbos la tine și băi, ce Caleț ăsta, ce fumează, mai ales că acum, dacă nu se mai fumează, vai ce fițe. Poți să ieși afară, pe terasă sau undeva, într-o cameră specială unde poți să fumezi. Aici arăt pentru că eu fac chestia asta, zice, nu fotografia masa și nu face poze la masă, da. Aia nu sunt obligați să suporte faptul că vrei tu să facă, eu fac poze. Nu-i frumos, nu faceți ca mine. Nu te certa cu chelnerul, în general sfătuiesc prietenii mei, nu te certa, mă, cu vânzătoarea. Da, noi ce, tu ce-ți mie portocale de-astea cu să te băi, dar nu cu vânzătorul. Băi, ce mi-ai adus mie, bă, vinul ăsta? Ce, bă, cu mâncarea asta? Bă, că ți-o aruncă în nas, bă, ce pui mie aici, bă? Bă, ia, că îl cheamă pe șeful, ce pui mie aici? Mea, pui așa, pui așa, niciodată, nu e frumos, nu mânca. Nu mânca, nu e niciun fel de problemă. Dar nu face după erou să vadă toată lumea ce tare ești tu cu chelnerul, da? Și mai e o chestie foarte interesantă. Bine, asta ați bănuit-o la ceva. Nu rămâneți cu chestiile astea în mână când mâncați. Vreți să și beți? Hai noroc, nașu, să trăiești! Și ți-a rămas aici micul în asta și l-ai înfipt aici. Aaa, să rămână nașa să trăiești! Cu mâncarea pe aici curge pe spatele lui cucoana asta lui Baida. Lasă-mă alea acolo și să rămână să trăiți. Ei cu ale lor și noi cu ale noastre. Apă, să nu credeți că îmi dau ăștia vodka aici la Litoral TV. Ne vedem și săptămâna viitoare.